În zona Palatului Navigației, pe faleza Dunării, Galațiul a fost duminică 6 august, scena unei impresionante desfășurări de forțe a flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu. Nave de luptă, tunuri, mitraliere, scafandri, aruncătoare de rachete, întreaga panoplie a marinarilor militari a fost etalată în cadrul Zilei Porților Deschise, o activitate premergătoare sărbătoririi Zilei Marinei Române. Gălățenii nu s-au lăsat nici mai prejos, dovadă fiind numărul mare de vizitatori care au luat cu asalt navele de luptă și expoziția de tehnică militară. Mai ales tineri au fost cei mai încântați, ei având ocazia să vadă pe viu echipamente de luptă ca în filme. De asemenea, vizitatorii au putut să-și facă o impresie și despre ce înseamnă viața de marinar militar, unică în felul ei, prin specificul ce viața la bordul unei nave de luptă. Anul acesta, flotila fluvială participă cu peste 80% din capabilitățile acesteia, și aici mă refer atât la nave cât și la tehnică și personal din cadrul infanteriei marine, în mai multe garnizoane. Ieri, în data de 5-8, am desfășurat Zilele Porților Deschise în garnizoanele Brăila și Tulcea și am avut nave și tehnică de infanterie marină în garnizoana Constanța. Astăzi încheiem cu ultima zi Porți Deschise în garnizoana Galați. Am venit astăzi cu toate tipurile de nave din cadrul flotilei fluviale, și anume un monitor, o vedetă blindată și o vedetă fluvială. Alături de acestea, la mal, am organizat diferite ateliere de matelotaj, marinărie, diferite tehnici specifice infanteriei marine, a scafandrilor și totodată standuri ale Muzeului Marinei și a Centrelor Militare Județene pentru promovarea meseriei de marinar. Sutele de vizitatori care au urcat la bordul navelor de luptă demonstrează că marinăria încă are rădăcini adânci în inimile gălățenilor. Copiii au fost încântați, aduși de părinți, de bunici, s-au simțit în largul lor la bordul navelor de luptă. Printre punctele de atracție s-au numărat instalațiile de artilerie, iar sub îndrumarea marinarilor militari care au făcut oficiile de gazde, chiar și mânuirea unui tun de 30 de mm a devenit mai ușoară. Puntea de comandă a monitorului Mihail Cogălnicianu a fost și ea plină de mateloți aspiranți. Unii dintre ei păreau deja familiarizați cu echipamentele de navigație, fiind chiar capabili să recunoască modul în care se folosesc unele dintre instrumentele de bord. Expoziția de tehnică militară a avut și ea punctele de atracție. A fost locul cel mai potrivit pentru cei care au dorit să probeze un echipament de scafandru, să vadă ce arme folosește din infanteria marină sau, de ce nu, să învețe cum se face un înod marinăresc. De asemenea, celor interesați de cariera militară în marină, li s-au pus la dispoziție informații cu specializările sau unitățile de învățământ unde pot să-și îndeplinească aspirațiile. Marinarii din cadrul flotilei fluviale vor fi prezenți la Galați și marți 15 august, cu ocazia Zilei Marinei, când va fi organizat tradiționalul ceremonial militar religios, dar și o paradă a navelor militare și o serie de exerciții tactice de luptă specifice operațiilor fluvio-maritime.